Bună! Vocea Adelei a plecat în vacanță, așa că o să încerc eu să-i țin locul. Pentru că răceală și nas înfundat. După cum ați observat din titlu, Adela a făcut un machiaj de revelion în culori calde. Este un machiaj pe care îl puteți crea și voi dacă luați parte la o petrecere în seara de revelion. Primul produs utilizat este Primer Water de la Smashbox. Este un spray care ajută primerul și fondul de ten să se așeze mai bine, oferind efectul de ten hidratat. Pentru că în zona T modelul Adelei are porii dilatați, pasul următor este aplicarea unui primer siliconat care ajută la micșorarea aspectului porilor. Fondul de ten pe care îl utilizează este MAC Face and Body în nuanța N2. Acesta lasă un aspect natural tenului și nu încarcă. Dacă nu aveți nevoie de acoperire mare, vi-l recomandă pentru finish-ul ușor, dewy și proaspăt. Pe acesta îl aplicați mai ușor cu burețelul. Pentru zona cearcănelor a folosit MAC Pro Longwear Concealer în nuanța NC20. Aplicat în cantitate mică, inițial cu o pensulă și apoi stompat cu un burete umed, obțineți un efect natural și acoperiți zona întunecată de sub ochi. Îl puteți folosi și ca bază de far deoarece usucă ploapa destul de bine. Pentru a fixa produsele cremoase, aplicați pudra. Adela a aplicat aici pudra de la RCMA. În jurul ochilor a folosit o pensulă plată de la Zoeva, numărul 114, iar pentru față a folosit pensula 101 de la LA Girl. Atenție, pentru o rezistență cât mai îndelungată a machiajului, mișcările trebuie să fie de tapotare și nu de frecare. Dacă vă doriți un efect de bronz lejer, puteți aplica un bronzer sau un blush. Ea a folosit Harmony de la MAC. Ce de reținut aici, bronzerul se aplică cu o pensulă pufoasă mai mare decât cea de contur, iar mișcările sunt circulare pentru a nu lăsa linii vizibile pe ten. Următorul pas este aplicarea unui blush roz sau orice culoare vă place, dar amestecat bine cu extremitățile pudrei de bronzare. Iar pentru un efect luminos puteți aplica un iluminator pe punctul cel mai înalt al pomeților. Dacă nu aveți ten gras, îl puteți combina ușor cu blush-ul aplicat anterior. Un pas important este conturarea sprâncenelor și Adela a folosit două produse de la Benefit. Prima dată a creat fire de păr cu creionul Precisely My Brow în nuanța 3 și apoi a fixat totul cu pudra Foolproof Brow Powder în nuanța 3. Un pas peste care puteți sări, dar dacă vă doriți intensitate, este indicat. Pe ploapa mobilă a aplicat un fard cremă de la Make Up For Ever în nuanța N52. Este un fard waterproof care oferă și rezistență machiajului. Primul fard utilizat este nuanța Bel Air din paleta I Think I Love You, de la Colourpop, cu o pensulă de blending l-a așezat în pliul ploapei. Următoarea nuanță este Spoil din paleta Yes Please de la Colourpop și pe aceasta o așează în colțul extern al ochiului și cu o pensulă curată de blending estompează fardul în pliul ploapei și spre centrul acesteia.
Apoi, cu o pensulă plată mică, aplică fardul în colțul intern al ochiului, estompând marginile. Cu aceeași pensulă aplică fardul French Kiss pe linia genelor, atât pe ploapa inferioară, cât și pe cea superioară. Astfel se conturează frumos privirea. Cu o pensulă umezită aplică fardul Screw It în centrul ploapei mobile, până în pliul ochiului. Iar mai apoi, dacă este cazul, reveniți cu fardurile aplicate anterior pentru a oferi intensitate. Cu fardul Note to Self, Adela estompează pliul ochiului și fardul maron de pe ploapa inferioară. Iar cu fardul Full Zip iluminează arcada și curăță excesul de fard de deasupra pliului. Pentru iluminare folosește fardul My Treat în colțul intern al ochiului și îl aplică cu o pensulă mică de detaliu. Intensifică apoi conturul ochilor cu creionul 09 de la Pupa, pe care îl pune pe conjunctiva inferioară și superioară. Bineînțeles că aplică și gene false pentru un plus de eleganță. Iar la final conturează buzele cu creionul de la Catrice în nuanța That's What Rose Would Do, peste care aplică rujul de la Make Up Revolution în nuanța Lifelong. Acesta a fost tutorialul cu varianta Adelei pentru un machiaj de Revelion. Dacă v-a plăcut voiceover-ul, vă rog să-mi scrieți în comentarii și vă aștept și pe canalul meu de YouTube, La Noi Acasă. Vă las link în descriere. Ah, și have fun de Revelion!